Ce ai Ce-mi făcut, fute în mă? gură? Bă, dar ce nu fă ăla, mă? Metele mare roșu. Roșu? Păi pe ăla îl știu, mă, l-am văzut azi la mine. E unul blond. O fi, o fi, mă piș pe Da, un da, prost. Uite, mă, ce face și mașina. Nu, da. nu, nu, Ah, fuck. nu. Hai că m-am băgat măcar în spate. Măcar tu. What the Hai că, fuck? hai că, da, hai că te mai bași în spate. Închide mă ce, bă, coai. What the fuck, ce e cu mașina asta, mă? Ea e bună, săracă, da? Ui, dar, na. De fiat, i-ai văzut pe aia în galben? Nu, no. Ce? Cine? Mamă, erai prea patru. Mamă, vă, 6 mașini galbene, făceau drept aici, O, în e Africa bine. Centrală. Du-mă înapoi să parchez și eu. Pe acolo mergem oricum. Că trebuie să mă duc și până la bancă. Bun, am geamurile închise toate, da. Păi ia că te duc la bancă, că e mai aproape. Du-mă până la bancă, repede, să pun banuții. Vezi că aici, în zona asta de oraș, am palpitații mari, mari. Lasă că stau eu, mă duc repede. Mă lași acolo în față. Bine, că pe trebuie să discutăm. Bine. Numai să mănânci pe undeva. Și să mă duc înapoi la tâncă, la dubă, măcar să parchez, dracu. Mamă, ce e aici? Trebuie să mă lași vis-a-vis. Vezi că ăla cu mașina lui Tărmăre. Da, sincer, eu să legal o văd. Tragi mult și degeaba. Gata, am venit. Mai spate. Băi, de-ți fac tu o tură pe taie. Frică lumea să-mi duc. Ce? De-ți fac tu o tură pe atac, frică lumea. Rău că ce-am mărle închise, deci. Pe unde să stai aici? În apartament ceva? Pe mâine trebuie să-mi pregătesc câteva meteleuri. Și în mare parte în mare parte o să livrez pe Groove. Eu? Da, da, tu. Mamă, dar trebuie să mă duc să mă scuturi cu el. Sau de mâine am zis. Mâine seara ți le dau, apoi mâine dimineață dacă vrei livrez. Ah, ok. Iei 10% de pe tot ce câștigi. Păi bine, și nu, dacă mă prinde garda, ce fac? Ai belit-o. De aia trebuie să fii cu minte la gardă. Păi, bun, o să te învăț tricurile. Care să nu fi prins. Stai să parchez undeva aici. Uite aici, perfect. Deci, cel mai important, dacă ai trecut pe roșu și s-o băga cu sirenele în spatele tău și așa, nu fugi. Nu are de ce să-ți facă percheziție. Singura percheziție pe care are voie să facă e din două motive. Unu, dacă ai trecut viteza legală, deci tot timpul să livrezi cu viteza legală, gen. Da, da, da. Și doi, dacă te vede că ai ieșit sau intrat în casă, în curț. Cât timp nu încalci astea două, te descurci. Gen, să fii atent mereu când intri într-o casă curte, știi? Da, da, da. Da, să ai motor, cu motorul te infiltrezi în curț super repede, ieși super repede. Și dacă îi, na, să fie dat jos un polițist să te vadă, fugi, nu mai sta la discuție. Da, da, da. Dar tu, după cum te știu, te intri pe la 7, 6, 7, pe acolo, așa e? Să mă bată mama. Păi la 5 ar trebui să mergi cu 200 pe aici, că n-are nimeni nicio treabă. Păi aia, azi dimineața dracului n-o fă nimeni, ești nebun? Posibil ca mâine să fie. Mai sunt seri și zile în care să fie și în care să nu. Dar nu-ți dau multă marfă în orice caz. Păi cam câte dai? 200? Câte? Păi uite, spre exemplu, eu mâine fac carduri. De este de hacker și așa mai departe. Aș fi vrut să-ți dau în seara asta, dar mi le livrez eu singur. Am înțeles. Că am nevoie de bani urgent și n-am mă risc acum. Da, da, da. Bun. Că am nevoie de două zile și... Eu o să fac agresiv meteleuri săptămâna viitoare. Deci tu din miner nu mai ești miner, tati. Să mor tu. Îți pregătești, tati, frumos. Îți pregătesc un piu-piu. Pregătești și tu. Calculăm iară 50.000, am zis, nu? Nu știu ce. Bun, ăla îl folosești. A, da. Ăla îl folosești între 8 și 8. Dacă tu livrezi după ora 8, care încă e o oră ok, părerea mea,
E super ok. Pe la 9 numai, ok? 9 jumate deja încep să strângă lume în oraș. Da. Dar acum vezi o poliție, te oprești din livrat, mergi regulamentar, respect tot ce vezi, e ok. Bun. Păi și atunci, acum numai să aștept când mi le dai tu la livrare, nu? E să Da, nu mai fac. dacă ai tu chef să mai faci câte o dubă de fier, eu ți-o cumpăr. Bă, De poate o să altfel, n-am. fac, dar faza care? Poate aș face mai mult și aur, da? Na. Dacă vrei să-ți faci iaurt, nicio problemă, tati, eu o să-ți dau numai de livrat de acum încolo. Până te înveți, te Deci obișnuiești, mai faci cam... niște loni în Hai oraș. merge până la... Hai să mergem până la asta și să mergem ce motor e bun pentru la showroom după. Bă, ți-l scriu pe aplicație, un singur motor pe care îl folosesc și eu, mi se pare excepțional. Problema e că merge maxim cu 160. Păi și faza care? Trebuie să am mască când îi vreți sau cum fac? Nu, fără că te ia poliția. A, Ai să ok. fii tot regulamentar. Doar alea două să nu le încalci, să nu încalci Păi mă, intratul, să nu te vadă când intri în casă sau eu... când ieși. Am înțeles. Eu când am făcut la pizza, mi-a dat locația de... din Groove. Da, Deci așa. pot să zic că McDonald's. Îmi iau numai câte? 20 bucăți cam să-mi iau. A, câte pe tine? Da. Fiind carduri, ies 50, 50 sau 75, 75, că-s ok. Nu, Uite-s. zic cam câte să am la mine în timp ce le vrei și câte Da, să am în 70 motor. cu 70 la tine, în motor nimic, ca tati, tu ți-l lași într-o mașină undeva parcată, nu? Că altfel Ah, pierzi ok. toată marfa. Și când Deci... termin tura de 50 cu 50, 70 cu 70, cât îți iei pe tine, duci banii ăia nemarcați în mașină. Da. Deci stai un pic, mă duc, îi las motorul, să las motorul undeva sau cum fac? No, păi e simplu, fii atent. Tu ai la șantierist un garaj acolo. De acolo, șantieristul, uite, în spatele nostru fix. Ah, da. Acolo, opa. Uite. Da, aici e. Aici. Aici îți lași o mașină. Cum e aia neagră, pe acolo, a? Nu-i neapărat să o lași afară, gen, poți să o lași și înăuntru la ăștia. Știi, să o parchezi acolo înăuntru în Da. garajele lor. Păi și eu la asta? Poți să o lași înăuntru, să o scoți de fiecare dată când ai terminat o tură. Să continui cu următoarea. Dar, nu știu, îți dau maxim două ture de livrat, gen, îți dau ori 100, ori 150 de căciulă ca să livrezi, nu-ți dau mai mult. Nu, ne riscăm atâta. Și nu-i neapărat să mi dai acum, gen, na, eu, mie mi-e ok să mi dai, nu știu, și după 2 zile, după 3, când ți-e mai comod. Păi cum termină, îți dai seama că nu le ți-am Da, mai dracu. pe na, câștigi și bănuți, e ok. Păi scuros, Ți-am cam cât ia spus. pe 10%, cam cât ar fi? Păi, să zicem că tu faci 100.000, tu iei 10.000. Am Că înțeles, e 100.000 bine. nemarcați, 10.000 marcați. Ai muncă de jumătate de oră, 15 minute. Da, nu o să fie tot timpul carduri, te țin să te anunț de pe acum, când o să am droguri, o să-ți dau și alea super ok. În 15 minute mi-am terminat 2 meteleuri de livrat, în 15 minute. În 15 minute să faci 25.000, 35.000, Da. 50.000 calibrator, e super bine. E super bine. Numai că acolo unde se fac drogulojalele, e tot timpul ocupat. Eu, spre exemplu, aștept de 7 zile să-mi fac un Păi singur bine, metele. și un exemplu, nu o să am problem, dar du-te pe dincolo, că am acolo duba. Nu, tu povestește că mă bag pe aici, să nu-mi audă copiii. Faza care e? E că dacă mă găsește cineva de acolo, gen Așa. familie, nu știu ce e pe acolo, ce le zic? Trebuie să plătesc taxă? Da, este o taxă. Păi Dacă și cum vine e? Cu băiatul cu banii taxa, marcați sau cum? banii marcați sunt 5.000, banii nemarcați sunt 5.500. Atunci trebuie să țin la mine de fiecare dată bani cash. Nu, poți să livrezi, să-i spui că stai să fac două comenzi și te găsesc eu. Ca să, da, să-i dai banii nemarcați. Plătește banii nemarcați, nu da din a tăi. Da. Plătește doar din a mei chestiile astea, că na, pentru mine livrez, nu pentru tine. Bă, na, cum Bun. vrei, adică... Și da, o să dai de jefuitori, dar ăsta am scris direct mie. În caz că jefuitori și aici și pe aplicație îmi scrii. Și îmi scrie exact ce ai văzut, culori, mașini, tot ce ai văzut și eu a doua zi. Păi, dați seama că poate prima zi o să cam dau un Bun. mic fail. Păi Deci să nu te e neapărat, aștepți. nu e neapărat de mic fel. Mai ales că tu livrezi la 8 dimineața, 9 dimineața. Bă, vedem, adică na, asta depinde de ziua. Dacă un exemplu acum ai avea, pe mâine dimineața la 5, cum s-ar face de 5 când aș trezi una alta, știi?
Și am făcut prostia asta odată, să mă scol la 5 chiar în prima mea zi. M-am trezit la 5, deci fii atent. M-am culcat la 11, că era Dicotul pe aici. Da, da. M-am trezit la 5 și erau mai multe mașini de Dicot. M-am culcat la loc o oră, când am intrat la 6 era liniște totală. Păi și cum fac? Că tot arunc acum, atârnă cup tot ce am pe aici. Nu, mai ține-ți-le, n-am, eu ți-am zis când ai tu chef, păi poate hai, mai hai. Tu chef vreodată să faci, știi? Păi nu, hai că m-am aur aici, poate mai fac rost de până da, la 20. Da, mai fac aur, mai fac ceva, știi? Pentru tine faci restul, eu mai de acum nu mai... Am un pic de treabă, mă duc să-mi livrez câte ceva, că mă grăbesc tare. Bine, atunci aici. Știu, baftă. Mersi, pa. Pa, pa. Da, frumos, băieții. Frumos ofertă. Vedem. E posibil să accept. Ați văzut care e toată schema, n-am zis nici salut, nici nimic. Pentru simplu fapt că deja eram în roleplay. Deci voi e posibil să vedeți un pic mai altfel treburile acum, na, vedem. Băi, dacă v-a plăcut ce nu știu, abia aștept să văd prima fază. Da, o să întrebăm pe cineva dacă e voie cu așa ceva să se poată filma și atunci o să vedem dacă na, ne lasă, să zic așa. Bine, băieți, dacă ți-a plăcut acest episod, nu uita de butonul de like și subscribe și na, ne întâlnim data viitoare. Ce zic, eu mi le pregătesc, mi le pun toate aici în vehicul. Da, altceva nu mai am ce să mai zic. Licență, bun. Licență de pescuit, licență de talemne, atestat, licență de minat. Aur nefinisat. Da, nu mi-ajunge. Bam. Finisat 4. Ia hai un pic. Nu, bun. Eu v-am lăsat, guys. Să nu uitați de butonul de like și subscribe pentru a fi la curent de fiecare dată când postăm. Încă o dată și vă urez o seară cât mai frumoasă. Acum episodul ăsta se face seara și na, știți voi. Pa, pa.